Astăzi, vicepremierul Gabriel Oprea v-a chemat, așa, soldățește, la consultări pe tema codului fiscal și dumneavoastră i-ați reamintit PSD-ul cine conduce coaliția de guvernare, de pe fapt. Noi cine din PSD nu ne-a chemat, vă spun în mod clar. Deci soldățește, nesoldățește, pe noi PSD nu ne-a chemat. Asta este o știre. Deci, dar am avut o lansare în o dezbatere publică. Adică Gabriel Oprea nu a sunat la PSD, pe Liviu Dragnea, pe cineva din conducerea partidului să... După cum știți, Liviu Dragnea este plecat din țară și nu e în Brazilia, vă spun încă o dată. Presupun că poate răspunde la telefon. Are niște întâlniri cu socialiștii în Europa și noi știm din PSD ce întâlniri are loc și însă interesul bine partidului... că nu e în Caraibe, ca Victor Ponta. O să iar Victor Ponta se întoarce, cred că luni cel târziu este în București la guvern. Depinde cum se termină croaziera în Caraibe. Ați văzut știrile? Eu zic că sunt zvonuri și astea. Bun. Da, acum, deci, acum își petrece cineva vacanța. Mergeți, la, mergeți la, la convocarea lui Gabriel Oprea? La convocarea lui Gabriel Oprea, așa cum am stabilit mai demult, pe problema codului fiscal merge ministrul finanțelor, adică domnul Eugen Teodorovici. Dar nu știu de ce, adică colegii de la PNL, și mă refer aici la colegii de la PNL, foștii colegi de la PNL, acceptă că aceste comisii și comitete făcute de PNL să fie tixite de tot felul de miniștri foși pederiști din guvernele Boc și Ungureanu. Am explicat acestor miniștri din guvernele Boc și Ungureanu că dacă vor o discuție pe codul fiscal tehnică, ministrul Teodorovici cu echipa tehnică vă lăsă la dispoziție. Dacă vor o chestie politică, atunci vor să altceva. E o întrecere aici a tovărășească care să convoace discuții. Liberalii au anunțat că vor să convoace discuții pe codul fiscal. Gabriel Oprea astăzi a chemat toate partidele. Până la urmă, cine va, sub egida cui se va ține, se vor ține aceste consultări? Aici în studio egida este, cui? Cine este domnul senator Tudor Barbu, care mi-e adversar la toate emisiunile. Dar știu că atunci când a avut depus o problemă, de exemplu la transporturi, l-a sunat pe ministru, i-a dat răspuns, n-a făcut interpelare, l-a sunat pur și simplu. Și a spus public, l-am sunat, vreau să știu, nu știu ce situație, i-a prezentat raportul. Dacă miniștrii de la PDL vor să știe cum e cu codul fiscal și n-au priceput încă, că ei sunt cei care au tăiat salariile și pensiile și au majorat TVA-ul de la 19 la 24%. Poate să întâlnesc cu ministrul Teodorovici, dacă vor. Dar nu Teodorovici a convocat discuțiile, ci Gabriel Oprea. Haideți să mai vedem încă o dată declarațiile ca să ne lămurim. Că și Tudor Barbu era puțin nelămurit la începutul emisiunii. Deci Gabriel Oprea, vicepremierul și premierul interimar al României, astăzi în funcție, a convocat toate partidele. Să vedem declarațiile. Deja m-ai incitat. Hai să văd și declarația. Haideți să vedem declarația. De ceva vreme, partidele din România au declanșat o polemică pe tema unei legi adoptate în Parlament. Noul cod fiscal. Legea, după cum bine știți, a fost retrimisă în Parlament de domnul președinte Klaus Iohannis pentru rediscutare. Iar Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară la finalul lunii august pentru a o dezbate. Față de această situație, am decis ca UNPR-ul să lanseze o invitație de dialog tuturor partidelor politice parlamentare înaintea sesiunii extraordinare pentru a încerca obținerea unei viziuni comune asupra noului cod fiscal.